Să zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului că suntem în casa Lui și, după cum văd, este o seară mai mult de tineret, așa. Mi-am adus aminte de un verset din Psalmul 110 cu versetul 3, dacă nu greșesc, care spune: poporul tău este plin de înflăcărare când îți adună oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roua. Amin. V-ați întrebat vreodată cum vine roua pe pământ? O vede careva? Dar ce vedem noi? Ce rămâne în urma ei? Tot așa să fim și noi partea tânără și nu numai. Să fim ca roua, să rămână binecuvântare în jurul nostru. Amin. Domnul să ne ajute. Amin. Referitor la sfatul care vreau să îl dau din cuvântul Domnului, sfatul acesta este pentru noi, pentru tineri, chiar și pentru bătrâni, să avem în viața spirituală priorități bune. Amin. Amin. Vedeți dumneavoastră, cuvântul sfânt, Sfânta Scriptură începe așa: la început Dumnezeu a făcut cerurile și apoi pământul. Asta se numește prioritate. În viața noastră, chiar și a tinerilor, este bine să avem priorități bune, după placul Domnului Iisus. Amin. Vă aduceți aminte Matei, capitolul 6, când Domnul i-a învățat pe ucenici să zică rugăciunea Tatăl nostru, a început să zică și a zis: uitați, când vă rugați, să vă rugați așa: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Și după aia, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă și ne iartă nouă. Întâi tu și după aia eu, Doamne. Amin. În viața noastră de zi cu zi, ca și tânăr, ca și bătrân, prioritatea noastră să fie întâi lucrurile spirituale, după aia cele pământești. Că dacă ne rugăm noi așa: Doamne, dă mașină, dă în casă, dă... Și după aia: Doamne, dacă vrei să te folosești de mine, să mai cânt o cântare în adunare, poate să mijlocesc pentru cineva, folosește-te, Doamne, de mine. Sau mai dăm, Doamne, câte un dar. Nu, întâi lucrurile spirituale și apoi cele pământești. Amin? Chiar și pe linia căsătoriei, ce ziceți? Merge pe linia căsătoriei. Da, v-ați gândit vreodată așa, un tânăr, până să se căsătorească, nu este bine așa să facă o prioritate din lucrurile Duhului Sfânt, din lucrarea Duhului Sfânt? Păi gândiți-vă, un tânăr care nici măcar n-a alergat la stăruință sau la repetiții, la orchestră, la fanfară, la tineret, așa, și vrea doar să fie un simplu membru acolo. Dumnezeu nu are nevoie de un simplu membru. Dumnezeu are nevoie de membri activi în lucrarea Lui. Amin. Gata mi este inima să cânte. Câteodată nu e gata totul, dar numai inima nu e gata. Am vrea să ne implicăm activ în lucrarea Domnului, să facem priorități bune în lucrarea Domnului. Amin. Mi-aduc aminte, până să mă căsătoresc eu, nu sunt căsătorit de mult timp și nu pot să dau sfaturi la cei care deja au mulți copii sau mulți ani de căsătorie. Dar mi-aduc aminte că am făcut o prioritate în viața mea până să mă căsătoresc din lucrurile Duhului, din partea spirituală și după aia cele pământești. Am găsit scris că căutați mai întâi împărăția cerurilor și apoi celelalte lucruri. Și am căutat mai întâi misiunea, am căutat mai mult să merg pe la bolnav, să... Cu Colin, au fost la noi odată niște frați și au zis: e păcat să mergi cu Colin. Așa, de Crăciun. E păcat să mergi cu Colin. Unde ai găsit scris în Biblie? I-am răspuns după măsura care o aveam. Unde scrie în Biblie să te rogi cu ochii închiși, mai jos scrie și să mergi cu Colin. Da? Și așa ne-au întristat și atunci am zis la tineri: haide să facem ceva. Știam eu în biserică câteva familii care n-au venit de mult la biserică, fiind bătrâni, abia se ridicau în picioare. Și am zis: duminică este Paștele. Haideți să mergem cu Colindu înainte de Paște. Și ne-am dus la ei și au cântat o cântare și bătrânii, cu lacrimi în ochi, cu băta, s-au ridicat, se sprijinea în bătă, s-au pus în fața ușii și nu ne mai lăsa să plecăm. Și de ce? Fiindcă noi trebuie să facem o prioritate din lucrurile Duhului Sfânt. Amin. Până să mă căsătoresc, am avut o curiozitate așa înaintea Domnului și am zis: Doamne, cum se va numi soția mea? Mi-aduc aminte când eram și mă rugam pentru lucrul acesta: tinerilor, faceți-vă o prioritate și rugați-vă Domnului și întrebați-L pe Domnul: Doamne, cu cine să mă căsătoresc?
Într-adevăr, să existe și dragoste pentru partenerul, dar întrebați-L și pe Dumnezeu. E mai înțelept ca noi, credeți-mă. Și El poate să vă răspundă. Mi-aduc aminte că la noi în oraș, eu vin din Câmpina, județul Prahova. Acolo în oraș există un lac în mijlocul orașului. Și lângă lac este un parc. Și noaptea, la 2-3 noaptea, mă duceam acolo să mă rog. O parte din parcul acela era luminat, o parte nu era luminat. Și unde nu erau lumini, acolo nu mă auzea nimeni. Aveam o bancă, mă puneam în genunchi lângă bancă și mă rugam. Și atunci, simplu, vă dau un sfat. Fiți simpli. Simplu înaintea lui Dumnezeu. Nu cu lucruri complicate. La unii le place așa, complicate. Au venit la mine unii și încercam să explic din cuvântul Domnului unele lucruri și tot îmi venea și zicea, da, dar în original scrie așa. Când mai spuneam ceva din cuvântul Domnului, da, dar știi că în original scrie altceva. Așa m-am dus în rugăciune și am zis, Doamne, ce cu originalul ăsta? Explică-mi și mie, ce cu originalul ăsta? Și Domnul mi-a zis așa blând, Iosif, tu ești român, pe tine te voi judeca după Biblia scrisă în română, nu după original. Cei care le trebuie originale și alte Biblie, alte traduceri, pe aia îi va judeca Dumnezeu după originale, pe mine după Biblia Cornilescu. Așa să fim simpli înaintea Domnului, amin? Și m-am dus acolo pe genunchi și țin minte că erau, poate și dumneavoastră, și voi tinerilor, treceți prin anumite momente, ce să faci, stânga, dreapta, înainte. Doamne, asta e pentru mine, cealaltă, Doamne, sigur, uite că ăla ce a pățit. Eu aveam prieteni, s-au căsătorit, după ce s-au căsătorit, ziceam, Sami, hai cu mine misiune, nu mă las. Bă, dar ce se întâmplă la voi în casă? Ia-o de mână și pe soția ta și hai să mergem. Nu, că nu putem. Și așa m-am speriat, Doamne, ăștia după ce s-au căsătorit, ce s-a întâmplat cu ei? Nu mai e misiune, nu mai e alta, nu mai e alta. Ce o devenit? Și așa frică mi-a fost de căsătorie, încă m-am pus pe genunchi acolo și am zis, Doamne, te rog frumos, spune-mi cum se numește nevasta mea, viitoarea mea soție. Și acolo, celor simpli, Domnul îi ajută și le răspunde. Și acolo, în parc, 2-3 noapte, nici nu știu cât era, am văzut o lumină. Spre slava Domnului spun, avea forma unui înger și a venit spre mine și mi-a făcut așa un semn. Nimic nu mi-a zis, mi-a făcut așa un semn. Și am înțeles, m-a ridicat din locul în care eram și am mers după îngerul respectiv. N-a făcut mulți pași, s-a întors și în mâna lui trăgea ca așa un fir, ca și mai înălța un steag sus. Și în mintea mea știa, Doamne, pe steagul ăla, pe drapelul ăla e scris numele la viitoarea mea soție, repede să mă uit, Doamne, cine o să fie? Și nu puteam să văd așa, doar el înălța, nu puteam să văd exact numele. Și el s-a uitat la mine și am auzit așa o voce care mi-a zis, numele ei e scris în Biblie. Aoleu, m-am dus acasă, Eva, am început de la Eva, o cheam Ana Maria, e scris în Biblie. Celor simpli Domnul le răspunde, Domnul să vă binecuvinteze cu experiențe cu El. Tot tineretul Domnului. La unii a fost altcumva căsătorii, alții altcumva s-au căsătorit. Că mi-au povestit tatăl cu mama mea cum s-au căsătorit, Doamne. Alții altcumva. Dar faceți o prioritate din lucrurile acestea, amin? Eu zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să nu uitați lucrurile acestea. Căutați mai întâi împărăția și Domnul se va îngriji. Eu cred că anul acesta Domnul va mai rândui căsătorii, botezuri cu Duhul Sfânt. Arăta Domnul odată într-o vedenie că multe mâini ce au pribegit le va uni. Asta înseamnă binecuvântare din partea Domnului. Binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste dumneavoastră, peste copiii dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.